Am semnat un nou contract pentru un număr de 20 de autobuze electrice, 10 cu lungimea de 8 metri și 10 cu lungimea de 12 metri, în așa fel încât să răspundem necesităților de transport public în anumite zone ale orașului, pentru că în centrul istoric avem această necesitate pentru autobuze de capacitate redusă, mă refer ca și lungime. Celelalte autobuze sunt pentru celelalte trasee din interiorul municipiului Brașov, care se adaugă la aceste 20 de autobuze, se adaugă la celelalte 32 care vor fi livrate începând cu această săptămână și pe lângă celelalte 25 de troleibuze, la fel, care vor fi livrate începând cu această săptămână. Am mai făcut încă un pas în ce înseamnă transportul public în municipiul Brașov. Să răspundem necesităților privind această utilitate pentru cei care utilizează transportul public și ar fi bine ca să fie cât mai mulți dintre cetățenii municipiului Brașov care să utilizeze transportul public în următoarea perioadă. Pentru reducerea poluării, a noxelor, pentru că autobuzele electrice sunt antipoluante și datorită logisticii și echipamentelor cu care sunt dotate, răspundem acestor necesități. De asemenea și pentru fluidizarea și accesibilitatea în interiorul municipiului Brașov, rezolvăm încă o problemă prin aceste autobuze care vor fi livrate municipiului Brașov de către compania care câștigă licitația. De asemenea, pentru șoferii care utilizează aceste autobuze este important pentru că beneficiază de o logistică modernă, nouă, cu toate facilitățile și echipamentele pe care le au în dotare. Și am mai făcut încă un pas important din acest punct de vedere la nivelul municipiului Brașov și automat vom răspunde și necesităților pentru transportul public din afara municipiului Brașov în ce înseamnă localitățile din zona metropolitană Brașov.